Într-adevăr, e ultima săptămână a campaniei electorale, scandalurile se vor înteți, sunt ultimele zile în care partidele încearcă să-și convingă, să-și atragă, să-și menține electoratul, să îl facă să iasă la vot. Lupta electorală e aprigă, unii recurg la măsuri disperate. Vin socialdemocrații care anunță că au făcut rost de un mesaj intern al USR, în care membrii partidului sunt îndemnați să provoace ei incidente la vot duminică pe 26 mai. Robert Kiș ne dă detalii în acest moment. Robert, o să vedem și mesajul, avem, ne vorbești despre el, ce a zis USR-ul, ar fi cumplit să fie într-adevăr un mesaj real. Bun găsit, într-adevăr, mesajul despre care a vorbit astăzi președintele Comisiei Juridice din Parlament, Nicușor Halici, deputat PSD, care atrage atenția că a intrat în posesia unui mesaj prin care celor din USR, delegaților din secțiile de vot, li se cere să creeze anumite incidente în secții, dacă până la ora 10, de exemplu, nu sunt raportate astfel de incidente. De exemplu, se spune că au venit oameni care au vrut să voteze și că nu aveau actele de identitate la ei, pentru că acest lucru nu se poate verifica. Desigur, replica a venit din partea liderului USR, Dan Barna. Președintele partidului spune că nu ar fi vorba despre un astfel de mesaj și crede că este vorba mai degrabă despre o manipulare. Cumva aduce în atenția publică un astfel de scandal care ar fi avut loc în perioada celuilalt referendum, cel de anul trecut, referendumul de modificare a Constituției. Deci, iată, până la urmă, cei din USR cumva spun că nu se pune problema de un astfel de mesaj pe care să-l fi transmis pe grupurile interne, însă spunea Dan Barna că se interesează pentru că nu are cunoștințe despre mesajul respectiv și că se interesează să vadă dacă într-adevăr ar fi fost vorba despre un astfel de mesaj prin care, reamintesc, delegaților USR să li se ceară să creeze incidente prin care să aducă până la urmă o emoție în spațiul public pentru ca mai apoi lumea să vină la vot. Să vedem mesajul respectiv. Mesajul este unul care sună așa: pentru toți delegații, dacă nu ați raportat niciun incident la vot până la ora 10, trebuie să creiați unul măcar. Așa scrie, să creiați unul măcar. Agramat, da. Să creați. Dacă dați interviuri, spuneți că au fost persoane care au încercat să voteze fără documente, că oricum nu se poate verifica. Discreditați la maxim, fiindcă ăștia vin la vot, nu dați mesajele mai departe, le trimitem noi. Mă rog, sus, acest lucru e salvat cu sigla USR și USR Iași, dar asta nu este un indiciu, pentru că sigla asta e găsibilă pe net. Nici Barna n-a fost acum, Diana, convingător să spună nici vorbă, nu e de la noi. Nu, dar Barna, dacă tot sunt ei acolo, grupul lor de... salvează România, securitatea salvează România sau cum se cheamă, adică ar trebui să vină și să vorbească aplicat și să spună: noi știm bine cum e legea, că noi suntem cu penalii, adică împotriva penalilor, noi suntem cu ăștia care bagă penalii la pușcărie. Motiv pentru care spunem așa: cerem acum public celui care a postat acest mesaj, că înțeleg că PSD-ul parcă a postat această captură, vrem să știm numărul de telefon care se ascunde în spatele acestei denumiri făcute cu print screen și pe care au dat-o publicității. După care mergem la autorități și depunem plângere și spunem, facem sesizare, domne, noi suntem afectați, adică imaginea... Nu! Domnul Barna a fost așa mai piano, mai ușurel, mai relaxat, mai... Da, domne, nu prea e normal. Dar uite, eu îi întreb acum, că tot urlă ei cu autocarele, că e cu incidentele, cu situația cu PSD-ul. Aduc PSD-iștii cu autocarele, PNL-iștii cu autocarele. Păi, eu am informații că la superbul meeting de 50 de persoane cât au avut la Tellerman, acum vreo două săptămâni sau ceva, cred că, mă rog, 52, cred, s-au dus cu autocar. Un autocar superb, un autocar pe care... Eu sunt tellermaneancă și, practic, domnii de la USR trebuie să știe că poate că mă aflam ca doamna Udrea. Eram plecată în weekend și mă aflam pe la mine pe acasă. Și erau cei 52 de super manifestanți de la USR, erau într-un autocar încărcați toți, ca să pară mulți, și autocarul avea numărul de înmatriculare, nu spun cifrele și nici orașul, dar era cu UE. UIE era. Adică mesajul subliminal al celor care creiază cu I, da,
genul acesta de incidente este unul despre care s-ar putea și noi să începem să vorbim. Că eu știu cum se revoltă ei. Uite-i pe ăștia de la PSD, de la PNL, cum se încarcă ei în basculante și se duc să se arate electoratului. Păi și ei fac la fel, doar că ei sunt foarte puținei. Adică sunt puținei, adică un autocar maxim.